Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. NCN. Astăzi vorbim despre celulită. Celulita care nouă femeilor mai ales ne dă mari bătăi de cap. Bine v-am găsit! Bine ați venit la noi! Doamna doctor este dermatolog și cu dânsa vom purta o discuție despre celulită. Spuneți-mi, vă rog, ce este celulita în primul rând? Celulita este de fapt un proces anormal de stocare a grăsimilor care apare datorită unor dezechilibre hormonale, alimentație excesive. Ce se întâmplă? Cele adipoase cresc în dimensiuni și pot să ajungă la un volum de peste 60 de ori mai mare. Comprimă vasele din jur, se încetinește astfel microcirculația sangvină și se produce și o retenție de lichid între celule. Da? Celula subcutanat se inflamează și astfel apare acel aspect bine cunoscut de coajă de portocală. Din punct de vedere medical, este practic o lipodistrofie, așa o numim noi, o lipodistrofie localizată, o degenerescență a țestului adipos, care, sigur, are mai multe faze de evoluție în funcție de comportamentul fiecărui pacient în parte. Cam 8-10 dintre femei au un anumit grad de celulită. Cine e mai predispus la celulită, femeile sau bărbații? Femeile sunt mult mai predispuse și în special pe zona de șolduri, de fese, abdomenul mai mult la bărbați, dar puțin bărbați, cei care au un grad de obezitate. Dar femeile sunt mult mai predispuse, după cum am spus, 8 din 10 au un anumit grad de celulită. Care sunt cauzele cele mai frecvente ale celulitei? În primul rând, alimentația. Alimentația excesivă, necorespunzătoare, combinată cu viața sedentară, cu dezechilibrele hormonale, anumite afecțiuni care determină o retenție hidrică, bolile hepatice, ortostatismul prelungit, statul foarte mult în picioare. Însă la femei baza sunt dezechilibrele hormonale și în primul rând în perioadele de pubertate, sarcină, premenopauză, în care activitatea estrogenilor este la nivel maxim, acest hiperestrogen se apărând datorită unei hiperfuncții ovariene. Determină și o afectare a hormonilor tiroidieni, deci aceștia trebuie luat în calcul, care încetinindu-se sinteza hormonilor tiroidiene, o hipotiroidie poate să ducă la o îmbibare a țesuturilor, pentru că depozite de grăsime se dizolvă mult mai greu. Unde este localizată cel mai frecvent celulita? Celulita cel mai frecvent este localizată la nivelul feselor, coapselor, mai ales partea exterioară, unde apar pernuțele, la nivelul abdomenului, dar și la brațe, partea interioară, partea internă, partea posterioară. De asemenea, cele mai frecvente acestea sunt, dar apare și la nivelul bărbiei, așa numită bărbie dublă, chiar la nivelul cefei, umerilor, dar la pacienții mai obezi, mai supraponderali, chiar la partea posterioară. Care sunt stadiile celulitei? Sunt, prima fază, faza în care nu există și în țestul adipos este foarte bine devascularizat, este normalitatea. Prima fază ar fi celulita edematoasă, când pielea își pierde un pic suplețea și elasticitatea. Este o fază reversibilă, în care practic este încetinită un pic microcirculația și nu apare încă aspectul de coajă de portocale, decât dacă ciupim pielea. Nu este dureros, este în regulă, aici putem acționa deja și cu rezultate bune. Faza a doua ar fi celulita fibroasă, când deja crește numărul de fibre de reticulare și dimensiunea lor și care sunt cele care înconjură celulele adipoase. Da? Așa se comprimă mai mult vasele de sânge din apropiere și astfel se încetinește foarte mult circulația sângelui și oxigenarea. Faza a 3 deja este faza sclerotică, în care apar chiar micronoduli. Celulele adipoase și fibrele deja creează conglomerate și astfel se închide chiar microcirculația, apare aspectul acela de coajă de portocale, pielea este mult mai sensibilă la palpare. Și ultima fază, în care deja este irreversibilă și micronodulii sunt și mai mari, pot să fie macronodul, se simt chiar la palpare.
și pielea este sensibilă, chiar dureroasă, în repaus. Cam acestea ar fi în principal. Există tratament pentru celulită? Acum, în primul rând, trebuie să discutăm de stilul de viață, care ar trebui îmbunătățit. Alimentația echilibrată, toată lumea știe, cu mai multe fructe, legume proaspete, vine vara, bogate în vitamina C, o hidratare corespunzătoare, sportul e foarte, foarte important, măcar de 2-3 ori pe săptămână. Hidroterapia, mișcarea în apă este foarte bună, iar masajul, dar nu masajul dur, pentru că poate agrava celulita, atenție. Da, și sigur anumite tehnologii care pot să ne ajute foarte mult și să îmbunătățească acest aspect al pielii cu celulită. Ar fi o combinație între ele, vorbim de criolipoliză, vorbim de radiofrecvență, Vela, care combină radiofrecvență cu infraroșu, cu role mecanice și vacuum, care fac și un masaj și activează foarte bine circulația. Aceste tehnologii sunt neinvazive, sunt aprobate de FDA, Food and Drug Administration, și efectele în timp sunt foarte, foarte bune, mai ales dacă le combinăm. Pentru că, de exemplu, criolipoliza se face cam la interval de 6-8 săptămâni, iar Vela cam la 5-7 zile. Deci, între ședințele de criolipoliză putem să introducem aceste și radiofrecvența. Toată lumea își dorește să arate impecabil în costumul de baie. Cu cât timp înainte de prima ieșire la soare ar trebui să ia măsuri, doamnele, domnișoarele? Acum, sigur că ar fi foarte bine să se ia măsurile din timp, pentru că un efect instantaneu nu este posibil. Este nevoie de timp pentru eficiență, e nevoie de timp ca să vii la procedurile acestea. Cum v-am zis înainte, criolipoliza se face la 6-8 săptămâni. De ce? Pentru că, practic, se îngheață celulele adipoase, da? Și ele au nevoie de un timp până când se elimină. Este un proces, de fapt, de moarte naturală a adipocitelor. Și ele vor fi, noi îl numim apoptoză, după care ele se elimină frumos, macrofagele le elimină, gunoierii organismului, da? Pentru asta e nevoie de timp, pentru că nu se întâmplă de pe o zi pe alta. Doar după 15 zile efectele încep să devină vizibile și vor fi maximale la 6, 8, chiar 10 săptămâni. Aia e nevoie de acest interval pentru a face a doua ședință de crio. Sigur că după prima ședință depinde și de stratul de adipos, pentru că dacă este un strat adipos, chiar o ședință este suficientă, da? Dar dacă avem nevoie să tratăm mai mult, sigur că maxim 3 ședințe se fac pe o zonă. Deci e nevoie, depinde de cât dorești să îmbunătățești. Reduce numărul de ceșiți, circumferința o reduce cam 2-3 cm per ședință, deci cam 25-40% din țesutul grăsos din zona respectivă. Timpul de expunere, mă rog, e cam o oră, oră și ceva, și pentru a avea rezultate trebuie veni cam din... cât de repede? Din iarnă. Depinde cât ai concediu. Depinde când ai concediu. Iar la Vela, cam la 4 săptămâni deja putem vedea rezultate. Deci pielea devine mai netedă, chiar se accelerează metabolismul, celulita chiar se estompează foarte bine, e mult îmbunătățită și circulația în zonă. Se văd rezultate, se văd deja la 4 săptămâni, dar combinate e cel mai bine. Deci, odată ce a început lupta cu celulita, aceasta este o luptă continuă. Absolut. Nu ne putem lăsa. Nu ne putem lăsa. Permanent trebuie să avem grijă să nu reapară și să ne menținem într-o formă cât mai bună, respectând regulile de care v-am spus, în primul rând, stilul de viață. Și apoi, sigur, și celelalte metode de remodelare. Vă mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Și eu vă mulțumesc. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!